Ion Călinoiu ar putea pierde și funcția de președinte executiv al PSD Gorj după ce a renunțat la șefia Consiliului Județean. Deputatul Vasile Popeangă susține că Liviu Dragnea ar fi cerut lui Ion Călinoiu să se retragă din funcțiile de conducere. Astfel, funcția i-ar reveni lui Cosmin Popescu, cel care a luat locul și la Consiliul Județean. Noi vom trece directiv activit de la domnul Dragnea, domnul Ion Călinoiu. Să nu mai candideze nici la candideze la președinția Consiliului Județean și sigur că subtilii s-a spus că nu va fi pus pe listă nici la parlamentare. Spuneți-ne dacă credeți că s-a retras Călinoiu, dacă nu mai e președinte de Consiliul Județean sau îl manipulează, să zicem. Nu s-a retras deloc, este cel mai activ președinte de Consiliul Județean. Am înțeles că ședința anterioară a fost ținută de domnia sa. Pentru că Cosmin Popescu, gurile vorbesc, a fost infiltratul PSD-ului în PDL. Și cei de la PDL s-au prins foarte târziu. Acum PSD-ul, având în vedere experiența lui politică și oamenii școliți, la diverse școli, și l-au recuperat pe Cosmin Popescu. Deși nu mai face parte din PSD și este deputat al Partidului Mișcării Populare acum, Vasile Popeangă spune că ține legătura cu Liviu Dragnea, iar acesta i-ar fi trasat deja sarcina lui Călinoiu să se retragă. În schimb, colegii săi de partid nu-l văd plecat pe Călinoiu. Nu cunosc o asemenea decizie sau nu o asemenea informație. Deci nici nu s-a pus problema ca pe viitor domnul Cosmin Popescu să devină președinte executiv. Deocamdată organizația de la Gorj are o echipă, președinte executiv. O eventuală decizie în acest sens va fi luată cel mai probabil după perioada de concedii. Din toamnă, partidul se va consulta în privința listelor pentru alegerile parlamentare din toamnă.